Da, dragi prieteni, iată o priveliște frumoasă de la mare. Anul 2022, luna mai, ziua 14. Cum ați văzut din filmare, am călătorit destul de mult, dar timpul s-a comprimat datorită tehnicii. Se aud pescărușii, lumea este pe plajă, a fost o zi toridă, exact ca o zi de vară. Nisipul mării ne așteaptă. Noi vă vom prezenta stațiunea Eforie Nord în video următor. Mâine este Sfânta Zi de Duminică și vom face pentru voi o incursiune în stațiunea Eforie Nord de pe litoralul Mării Negre. Nu, ne place marea și de obicei suntem entuziaști, acum suntem entuziaști, dar nu ne putem manifesta datorită oboselii de pe drum. Zile trecute filmam un pescăruș la Brașov, din clădirea casei de pensii, pe clădirea cealaltă, acum mai filmez la mare. Cornelia vrea să testeze apa, probabil. Știu că mulți dintre voi vor veni anul acesta la mare. Dar așa cum spuneam și mai înainte, ne vedem și pe litoralul bulgaresc, pentru că traseul cu schinteie vă va prezenta multe stațiuni. Rămâneți pe canalul nostru. Abonați-vă ca să primiți notificări, dați like sau unlike. Dacă ceva nu vă place, scrieți-ne la comentarii. Dacă vă place, ce vă place, dați-ne sugestii. Hei, Cornelia! Alo. Îți place nisipul, îți place marea? Îmi place nisipul, îmi place sunetul ăsta și așa cum am lăsat-o în septembrie, am găsit-o și mai frumoasă acum. E mai frumoasă acum decât în septembrie. Și mai frumoasă, da, pentru că e primăvară, da. Și renaște. Renaște, dar uite-te ce limpede, da, limpede da, e apa, da, da, și ce liniștită e marea. Nu vreau să mă bag să văd, că precis e rece, e nu ca vreau un să lac. Te audă. Nu te uda nici tu, dar e superb, așa arată minunat. Da, da, uitați ce curată este. Wow. Give me your hand. Pe trasee cu schinteie, astăzi, de la munte la mare. Azi dimineață la munte, la izvor, de unde am luat apă de izvor, ca să avem ce bea la mare. Și acum suntem la mare. Petrecere frumoasă. Mulțumim, da. Și vouă. Și vă invităm la mare? Și în luna mai e frumoasă mare. Da, pentru că noi vom posta și pe canalul nostru de YouTube, Macos Turism, și revista Pozitiv. Așa că ne vom vedea ori de câte ori este nevoie. Pa, pa! A transmis pentru dumneavoastră reporterul de serviciu, șoferul. Oh, ce mai speriat. Și colega. Colega, da. Și colega. Da. Jumătate din redacția noastră este aici. Mai avem o parte la Brașov și la Statele Unite ale Americii. Salutăm pe Mihai. Mihai, te salutăm de pe litoralul românesc. Cu drag vom veni și la tine acolo
să cunoaștem litoralul Americii de Nord. Până atunci, toate cele bune, la revedere! Muzică. Eu încheiasem de aceea report. Îmi place mie să vin în mai și în septembrie. Cu toate că septembrie încă mai e gălăgie. O, scuzați, auzi marea, nu auzi nicio discotecă, nicio bubuială, nimic. Nici nimic, niciun bas. E bine că ai precizat. Tocmai încheiasem reportajul. Știu, știu. Că mulți dar este PS. Te duci în mai acum. Post-scriptum. Păi, da, acum e. Da, da, acest... Acum e liniște, acum e plăcut, nu este oamenii aglomerat, sunt civilizați. Nu este foarte cald. E plăcut. Plaja e curată, nu e plină de mucuri de țigări. Asta da, e. Bine, am încheiat. Hai, pa, pa. Pa. Hai, pa. Hai, lasă oameni, să ducă cei la culcare. Toată lumea doarme. La, sau... mare, nu se doarme. La mare nu se doarme. Eu vara nu dorm, nu? Păi da. La pa. Mare nu dorm. Pa. Doamne ajută.